Salut și bine la un episod din Brawl Stars, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Doar că nu ne jucăm Brawl Stars-ul cum îl știm noi, ci ne jucăm Brawl Stars în Roblox. Ia uitați-vă, oameni buni, fiecare și alege caracterul de aici și avem toate caracterele din Brawl Stars și după aia mergem pe un mod de joc și ne jucăm acolo. Deci mi se pare foarte tare că pot să văd Brawl Stars-ul în 3D. Adică mi se pare incredibilă chestia asta. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă este să vă placă și dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade. Și uitați-vă și voi, El Primo, avem și skin-ul lui El Primo și uitați-vă cât de bine sunt realizate caracterele, deci nu vine să cred așa ceva. Bă, dar frate, foarte drăguțe. Nu știu ce caracter să-mi iau. Nici eu nu știu, că nu știu pe niciunul, mi-a luat așa fetița. Ia să vedem. Ce caracter să-mi iau eu, mă, nene, mă. Bă, nu știu, mi-l iau pe Leon. Ia să vedem, mi l-am luat pe Leon. Mergem la bătălie? Ce față am, doamne. Asta se face invizibil. Eu o să trebuiască să o învăț pe pisica Brawl Stars, pentru că ea nu s-a jucat niciodată Brawl Stars. Da, și trebuie să o învăț. Deci avem aici mai multe moduri de joc. Hai la un solo showdown. Să vedem, dar fii atentă că dacă te văd, trebuie să te bat. Deci dacă te da, văd, nu e problemă. Dacă te văd la solo showdown, va trebui să-ți iei mare bătaie. Mamă, se bat ăștia pe aici, ai nebunit? Bă, deci e foarte șmecher, foarte șmecher. Vreau să găsesc niște, uite, am găsit și eu o cutie aici. Am găsit o cutie. Vreau să-mi iau și eu o armă. Tu ți-ai găsit armă? Da. Eu nu mi-am găsit armă. Stai să văd dacă găsești și eu pe cineva. Deci în jocul ăsta găsești cutii, în loc de power, îți dă ceva arme, știi? Bă, și... du-te de aici, nu trage mine! Oh! A venit ăsta lângă mine! Ia de aici! Hai de capul meu! Vreau să-l bat pe ăsta, da? Ia! Mamă, sunt prea mulți! Tu ești? Bă, frate, da, eu sunt. Vezi că n-avem voie să facem. Mamă, mi-e rușine. N-avem voie să facem team. Dar nu vreau să fac. A, știi cum fac team? A? Max? A? Sacă țară. Cum? Unde o fi, Max? Bă, vreau să-l bat pe ăsta. Bă, vino cu ace! Nu pot să-l prind. Vrei să facem team? Aoleu, vine ăsta. Ai de capul meu majulit. Mi-a dat de majulit. Băi, frate, n-am nicio armă. Îmi dă de majulește ăsta, ce-mi face? Oh, yes, am găsit armă. Bă, m-a julit ăla, m-a rupt în două, ești nebun? Deci m-a rupt în două, n-am mai ajuns să-i fac. Bun, hai, mă duc să-mi selectez și eu alt caracter. Fiți atenți, până și loading-ul e din Brawl Stars. What? Sus, mi se mișcă imaginea în joc. Loading-ul e la vrăjeală. Lol, frate. Ok, hai să vedem ce alte caractere mai avem pe aici. Și tot în episodul de astăzi o să vă mai arăt încă un joc cu Brawl Stars în Roblox, pentru că sunt două jocuri acum, în momentul de față. În jocul celălalt, abilitățile caracterelor sunt un pic mai bine realizate, dar în ăsta caracterele sunt mai bine realizate. What? Ce? Am făcut o tumbă. Mi-l iau pe Robo Spike. Mi-l iau pe Robo Spike. Ia stai că vin eu acum. Toticule. Vin eu acum pe solo show. Mamă câți oameni ești. Bă, da, ați luat toate armele, ați luat tot. Vreau și eu să fac un kill. Păi și eu aș vrea să fac un kill. Uite, vine și zona. Ai, de capul meu. M-a luat, a bubuit. Uite cum se vede. Deci poți să dai zoom out și să vezi ca și cum te ești ca Brawl Stars normal. Să vezi de sus. Am făcut un kill. Ai făcut un kill? Bravo. Eu nu găsesc armă, că au furat ăștia tot. Păi știu, eu am avut gândit că vreo 4 arme la mine am găsit acolo. Bă, am să vă las linkurile în descriere pentru ambele jocuri, dacă vreți să le încercați și voi. Pentru că v-am zis, sunt două jocuri și puteți să le încercați pe amândouă. Dar o să trecem așa, prin amândouă. Bă, dar nu găsesc armă și ăștia au arme, iau-te, la are ceva bombițe. Vin și eu. Hai de capul meu, mă duc aici repede să iau asta. Wow, m-a zburat de pe hartă. Deci mi-a dat cu o bombiță, de aia m-a zburat de pe hartă, nici n-am văzut-o măcar. Max, tu ce caracter ai? Tot ăla? No, mi-a luat unul Robo Spike, dar din păcate m-a bubuit unul, așa că trebuie să-mi iau alt caracter acum. Ia să vedem, am intrat înapoi în joc. Ce caracter să-mi iau eu acum? Mi-l iau pe El Primo. El Primo e la luptătorul ăla de... Îl vezi în ringul de... În ring, așa, cu mască de aia pe față, știi, și dezbrăcat. Yes. Hai să vedem dacă reușesc să fac... Bă, da, fii atentă că eu am să încerc Brawl Ball. Hai să vedem Brawl Ball cum e. Mamă, Brawl Ball e cu mingea, ca în Brawl Stars. Și trebuie să dai gol cumva, da? Uite, am luat multe. Mamă, am luat mingea și mă duc să dau gol. Bă, frate, ce asta? Nu vine să cred așa ceva. Cine a făcut jocul ăsta? Oh my god, așa ceva n-am mai spus acum. Și dai golul, țac. O apără cineva? Am dat-o. Și faci puncte și faci... Da bine, kill-uri aici pe Brawl Ball văd că nu te lasă să faci în niciun fel.
Dar foarte, foarte tare și modul ăsta de joc. Bănuiesc că dacă vreau să ies de aici să vă arăt și celelalte moduri, trebuie să dau reset character. Nu cred că am cum altfel. Dar hai să vedem dar și noi am câștigat, dar noi am câștigat. V-a dat win albastră ceva? Nu încă, cred că mai e unul. Nu, nu știu. Da, mai e unul, mai e unul. Dar da, sunteți pe echipe albastră voi acolo? Uite, le iau pe Dynamike. Păi, da, eu văd echipa albastră. Mamă, l-am luat pe Dynamike. Ia că vin eu acum. Ia că vine Dynamike la voi. Suc. Tu ești de-al meu. Ok, am înțeles. Aoleu, aoleu. Nu, sper că n-ai. Are, are. A, nu, 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 nu. Nu. Ia ce să bată ăștia aici, aia. Ia ce să bată ăștia aici. Bă, eu vreau să-mi iau și o armă, dar nu găsesc. Doamne ferește. Bă, hai să vedem dacă reușim să strângem la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri. Fiți atenți, dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați dat încă like, hai să facem felul următor. Numărăm până la 5 și cine nu a apăsat încă butonajul de like, va apăsa like exact când ajungem la 5. Da? Hai să vedem. Faci tu pisică onorurile? Bine, bine. Hai bine, să vedem. Deci pisica va număra și voi trebuie să dați like exact când când ajunge la 5. Ok, bine, hai. Hai. 1, 2, 3, 4... 5. Uuu, sper că ați dat like-ul. Vă mulțumesc mult de tot. Bă, m-a prins ăștia la înghesuială. Stau, mă, prietene, că nu-i chiar așa cum crezi tu. Eu ce le... Mamă, le dau cu cuțite. Mamă. Da, uite, Maxim, vine, te suntem prieteni. A, uite, a, de ce mi s-a întâmplat? Ce prieten, că a venit unul lângă mine și m-a bubuit și nu mai știu unde sunt, nu mai sunt. A venit unul lângă mine, m-a bubuit și nu mai sunt deloc. Bă, mi se pare interesant joculețul ăsta. Vreau să mai încercăm încă unul în afară de stat. Și atât că am intrat în cel de-al doilea joc, hai să vedem și noi care-i treaba cu acesta. Vedeți că e un piculeț mai diferit, ai un fel de lobby aici și pur și simplu selectez caracterul. Pe jocul ăsta nu ai decât solo showdown. Și hai să ne alegem și noi. Nu știu, hai să mi-l aleg pe Bull. Eu mi-l aleg pe Bull, nu știu, tu îți alegi ce vrei tu. Iar aici ai posibilitatea să-ți alegi și skin-uri la caracter, ceea ce e un piculeț mai diferit față de celălalt. Uite, de exemplu, am să mi-l aleg pe Bull cel roșu. E urât caracterul tău? Da, îți dau cu umbrela. Ei, și vezi la mine, și aici chiar ai chiar ai ce fac caracterele, adică uite, chiar am arma aia pe care o are caracterul. Aoleo, Tara, vine Tara după mine cu cărțile. Ai de capul meu. Hai să încerc. Bă, tu ești? Nu, am crezut că tu ești. Am făcut un kill, ce tare. Bă, nu știu, să-mi spuneți care vă place mai mult. Mie, sincer să fiu, dacă ar putea să fie combinația între cele două, adică caracterele din celălalt și gameplay-ul din ăsta. Uite pe nenorocit. Mi s-ar părea foarte tare. Uite, ceva de genul să arată harta pentru cei care sunteți curioși. Așa puteți să vedeți și unde se duc ăștia. Uite pe Piper. Aoleu, Piper-e, vino încoace că te prind. Tu ești ăsta? Nu știu, dar am văzut-o pe Piper. Ai, o piticanie mică. Mi-a dat o bombiță cineva și nu știu ce s-a întâmplat, dar da. Tu ai dat? Am înțeles. Uite pe Sandy. L-a băgat până și pe Sandy pe ăsta. Ia să văd ce face Sandy, că sunt curios. Sleepy Sandy, mi-au și skin-ul albastru, ce tare e. Și ce față are, doamne, ok. Max, eu câte kill-uri am, nu te văd. Câte kill-uri ai, nu cred că poți să vezi, sincer să fiu. Ia să văd ce face Sandy. Deci Sandy trebuie să facă toată zona invizibilă. Dar nu cred că face chestia asta, sincer să fiu. Bă, da, au făcut skin-ul exact ca în joc, ce tare, uite-l pe Crow. Crow, vino cu ce că te prind. Boom, boom. Ce, mă, că nici nu... A? Bă, da, mă, l-am omorât pe Crow. Bun, hai să luăm skin-ul ăsta roz de Piper și să vedem cum arată. E ca o prințesă, dragă, și ai și umbrelă. Da, asta dar și... i-am folosit-o eu. A, da? Ia, da. Mama, m-a omorât alt Piper, cred că. Ia uite-o, ăștia sunt frați, nu trageți, că suntem prieteni. Bă, voi vedeți cum au făcut ăștia caracterele din jocul ăsta? Au lipit pe fața altă... Practic e un caracter făcut din Roblox și au lipit fața, zici că e o poză lipită pe față, tu vezi? Sau doar mie, sau mi se pare mie sau chiar așa e? Nu, e chiar așa e, un caracter pătrățos de așa care lipită, e interesantă ideea. Da, e interesant, mamă, m-a rupt. E interesantă ideea, dar e ciudat, adică nu știu. Bine, îți dai seama cu ce limitări fac și ei pe Roblox jocurile astea. Uite, hai să vedem cum e el primul în jocul ăsta, comparativ cu primul pe care l-am jucat. Arată ceva de genul acesta și ai mănuși. Și bați așa, țac, 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 țac. Ia să vedem. Ia să vedem, ne ducem să ne batem. Ia. Gat, l-am rupt. L-am dat jos. Mulțumesc. Păi ce crezi, mă, că el primul face și orice cum? Am vrut să fac team și mama vorbește. N-ai voie să faci team.
Mai ales dacă te joci pe Brawl Stars adevărat. Dacă păi nu mă joc, eu mă joc pe Roblox, nu am treabă eu cu suntești, da, bine, originalul. Pe Roblox ai voie, dar pe altele nu prea. Hai. Dar mi-am luat skin de Halloween și are și dovleac în mână. Mamă, skin de Halloween și noi nici nu avem în Brawl Stars încă așa ceva, ia să vedem. Skin-uri noi pe care nici nu le-am văzut până acum din Brawl Stars. Oh my god, și luminează. Mamă, ce șmecherie. E mișto tare. Și dai cu dovleacul. Oare o să bage și ceva și în Brawl Stars? Aș vrea. Sincer, aș vrea un skin de genul acesta. Ar fi mișto. Adică, nu știu, mi se pare ciudat. Mamă, ce se întâmplă? Da, într-adevăr, se lipesc dovlecii de ei. Bă, ăsta e prea puternic, bă, băiatul ăsta îmbrăcat în fotbalist american, o să-mi iau și... Mamă, l-am rupt! Iată că am intrat în celălalt, bă, nu știu, sincer să fiu, îmi place mai mult ăsta, acum, na, fiecare ce părere are, dar îmi place că e mai colorat, skin-urile arată mai bine. Și, ghiși ce, mi-am cumpărat skin-uri legendare, Ia ceva să vă ia cumpăr. Uite! Mamă, ce uriaș ești! Skin legendar! Mă duc să-mi iau și eu ceva. Și uite ce zice, soon it will be possible to open these chests. Deci vei putea să deschizi chesturile din Brawl Stars în Roblox în curând. Mamă, pe jocul ăsta. Cred că jocul ăsta va avansa mult. Vreți să mai facem episoade cu jocul ăsta? Dacă o să vă placă, cred că o să mai facem. Deci sincer să fiu, cred că o să mai facem pentru că mi se pare prea șmecher. Și am văzut că era ceva aici secret. Nu știu dacă ai văzut. Ai văzut chestia asta? Ia vino încoace. Unde? Mă vezi? Nu știu unde e. Da, ăsta mare? Da, ăsta mare sunt eu. Așa, tu ți-ai luat caracterul roza. Hai să mergem să-ți arăt. Este un loc secret aici și nu știu ce zice. Ce zice? Go there. Vezi? Și trebuie să intri în peretele ăsta. Mâncă uite. Bătaie? Nu, și uite. Mamă, m-am făcut iepuraș. Și eu. Iepuraș Leon. Ăsta e un skin pe care nici nu-l avem încă în joc. Și ce jump? What? Ce jump? Stai, care-i faza? Unde m-a băgat? E un loc secret aici. Stai, ce? Am intrat pe o chestie de aia și m-am băgat undeva. Oh, dar... Wow! Ce e asta? Da! Oh my god, ce tare e chestia aia! E jump și când dai jump intri undeva, într-un loc secret. Și este... Oh my god, ce tare e și ca o animație făcut, vezi? Da. Wow! Ce șmecher! Mă, cred că... Sincer să fiu, cred că developerul de la jocul ăsta o să facă jocul ăsta ca lumea. Adică abia a apărut, dar sigur o să-l facă super șmecher. Mergem să ne băgăm pe un gem grab? Hai la un gem grab. Ok, hai. Hai să vedem cum e. Aici ci că trebuie să iei gemurile. Dacă nu mă bagă, gata. Aici trebuie să iei gemurile. Deci ia vezi dacă găsești vreun gem. Păi cum arată? În centru, în centru, acolo se spunează gemurile. E gemul meu, dă-te. Wow! Am intrat înăuntru! E o pisică! M-a omor pisică! Oh, ce drăguță e! Oh my god! Bună! Bă, unde mi-s gemurile? Ce asta? Unde mi-s gemurile? Mi-a dat schem! Ia, mă, să-mi iau alt skin de ăsta legendar, să vi-l arăt. Ia să vedem. Hai să-mi iau pe ăsta de la Crow. Mamă, ce șmechere, să lasă și flăcări așa în spate. Mamă, e chiar la gold! Ăsta gold e foarte greu de obținut în joc. Deci skinul ăsta gold e extrem, extrem de greu de obținut în joc. Da, uite, las urme așa, țac. Și mai este ăla cu seiful, mai este modul de joc cu seiful pe care nu vi l-am arătat, robbery ăla. Ok. Hai să vedem, aha, deci ăsta e seiful nostru. Am înțeles. Ia să vedem. Și că nu și-a luat skin. Păi vă arăt că vă puteți juca și fără skin. Da, poți să te joci și fără skin. Stai așa să mă duc la niște chesturi, să văd dacă îmi dă, că trebuie să fie ceva. Sunt mică și nu mă vede nimeni. Ai avantaj. Deci poți să intri prin boscheți și trebuie să te duci la seiful celorlalți să-l distrugi. Asta e obiectivul în ăsta. Dar nu cred că putem să-l distrugem, sincer să fiu. Nu poți, că acolo e apă, n-ai voie să treci peste apă în Brawl Stars. Dar n-avem chesturi aici. Îmi vreau și o armă. Mă duc la seiful lor să văd dacă pot să fac ceva. Te lasă oricât în boscheți. Bă, vezi că-ți fur seiful, ai grijă. Ai grijă că-ți fur seiful. Maxim Infinity. Ah, dar chiar poți să intri în seiful lor. Armele sunt pe jos. Uite, da? Am găsit o... Eu am intrat în seiful lor și mai pot să ies. Am ieșit. Ai făcut rost de arme? Da, eu am crezut că e un mare rahatel pe jos. Dă-i butălul ăsta. Nu e... E de la echipa... Ba nu, e de-a nostru. E de-a nostru. Răzvane, ce faci, Răzvane? Ai de capul meu. Băi, e prea de tot.
Max, le sparg seiful. Dă-le, 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 dă-le. Se distruge? Da, și vezi cum se distruge. Și e ceva înăuntru, ia. Dă-i, 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 dă-i tare, dă-i tare. Adică, uneori nu merge, știi? Da, 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 dar văd că merge în mare parte. Oh, nice. Mamă, e chiar seiful ăla înăuntru. Uite-l, ce tare. Hai bă, deschideți acolo. Nu știu, că aș vrea și eu să-l distrug. Ba, dar se reface la loc, să știi. N-ai cum să-l distrugi. What? Total. Se reface la loc. Dar cred că intri înăuntru și-i furi gemurile, știi? Cam asta e ideea. Că păi că intrat... dacă v-am descris partea asta, intrați acolo înăuntru. Am intrat, e petrecere la seiful dinamicilor. Ia uite ce distracție. Mamă, doamne ferește, se reface. Se reface, n-ai ce să-i faci. Hai să mai dăm pe un solo showdown. Hai să dăm un reset character. Hai. Să intrăm pe un solo showdown. Și să vedem acolo. Pe solo showdown mi se pare mai amuzant. Pentru că, na, te mai bați cu unul, te mai bați cu altul. E mai șmecher. Stai să-mi iau și eu un alt caracter. Ce caracter să-mi iau, ce nu mi-am mai luat până acum? Să-mi iau caracterul... bă, chiar nu știu ce să-mi iau. Nici eu nu prea știu ce să-mi iau. Uite, mi-l iau pe... uite, pe tipul ăsta. Ok, asta e o fată, Penny. Penny o cheamă. Bine, în jocul ăsta arată ca un băiat. Dar... ce e băiat? Dar i-am văzut cel ce e. În jocul principal, în jocul original, nu este. Ia-l pe moșu. Uite, ia-l pe moșu cu dinamica. Păi, dar numai că l-am mai luat. Îl iau pe Carl. Îl iau pe Carl cu skin-ul cel nou. Ia să vedem. Ăsta se învârte în jocul principal. Ia să... mamă, toată lumea vrea să intre și noi încăpem. Gata. Ha, bă, că vreau și eu. Bă! Nu mă trim... a, gata. Oh, oh, eram prea mulți. Mă duc repede să fac rost de armă. Și eu. Eu am o armă, mă. Nu pot să folosesc. Păi nu, arma pe care o ai e a caracterului, știi? În jocul ăsta trebuie să bagi abilitățile caracterilor, cred, adică... Dar vezi că în jocul ăsta nu ai poză lipită de față. Nu ai poză lipită de față, e chiar caracterul modelat ca în Brawl Stars. Și mi se pare mult mai bine făcut decât celălalt. Dar la partea de gameplay, trebuie să mai lucreze puțin. Că uite, de exemplu, eu nu găsesc nicio armă, au luat toate armele ăștia de pe hartă. Sunt unele cutii care au non-stop... A, da? Arme, da, sunt. Cerc să fac rost de ceva măcar. Dar nu fac rost de nimic. Au luat ăștia tot, au furat tot. Am făcut rost de ceva. Ce e asta? E ceva, habar n-am ce e. Dar pot să trag cu ea. Oh, și bombiță, și bombiță, și bombiță. Yes, mă duc aici la băieți. La băieții grei, fii atent că le dau bombiță direct între ochi. Soc! Frații mei. Hai, bubuiți acolo, bubuiți acolo. Haideți băieți. A, tu ești. Dar fii atent. Oh my god, mamă frate, era, haideți băieți, haideți, dă-mă acolo bombiță, nu știu ce, e foarte serios. Oh, tu ești. Dar n-ai voie să faci timp că suntem pe solo și eu n-am fiecare pentru el. Dar nu ne omorăm, noi că suntem în timp. Dar n-avem voie să facem timp că e solo și eu dam. Suntem în timp albastru. Da, tehnic vorbind e solo și eu dam. Da, bine, dar este pe echipa albastră și n-am cum că nu-ți dau damage. Nu cred, pentru că m-a omorât tipul ăla Răzvan și era tot echipa albastră și m-a omorât, deci poți să dai damage. Înțelegi tu? Ce să-mi iau eu de aici? Bă, ce skin e ăsta, mă, la Spike? Skin de înghețată la Spike. What? E skin de înghețată la Spike, asta îmi place. Skin-ul de înghețată. Am făcut și eu un kill. Câte kill-uri am? 4, dar e 4 per așa, per tot. Eu am un singur kill. Ți arată toate kill-urile pe care le-ai făcut de când te joci? Da. E bine. Băi, tare! Am să folosesc link-urile la ambele jocuri în descriere. Vă alegeți voi ce vă place să vă jucați mai mult, dar, sincer să fiu, eu sunt personal super impresionat de faptul că cineva a reușit să facă așa ceva. Adică, mă frate, e Brawl Stars în Roblox. Bine, dacă e să considerăm ce nu mai e în... Uite, pisica vine să mă omoare, a zis? Ba, nu, e eu, de fapt, no. E cineva care s-a transformat în mine. Da. Uite, am intrat în boschet și nu mă mai găsești, ne. Dar vreau să zic așa, dacă consideri faptul că cineva a făcut practic orice joc în acest joc, în Roblox. Nu-mi dau damage. Nu-mi dai că nu mă nimerești. Adică ce vrei să spui, că nu știu să trag? Da. Uite cum trage ăla, mamă! Bă, cuțitarule, ia uite-l, mă. Eu l-am luat. Păi am văzut. Facem timp, da? Hai să ne învârtim ca în... Bine, hai, facem timp. Ne învârtim. Nu, vezi că asta nu se învârte. Nu! Ai de capul meu!
Se... L-am bătut? L-ai bătut, bravo. Hai, ne învârtim, ne învârtim. Acum vezi cum e? Vezi cum e acum? Nu. Ce nebunie. Ce nebunie de joc. Vreau să deschid boxurile. Vreau să deschid boxurile, sincer să fiu. Abia aștept să bage chestia asta. Vreți, mă, să facem episod în momentul în care se bagă boxurile? Să facem opening în, de boxuri în, în Roblox? Doamne ferește, cum e jocul ăsta, bă, deci e prea șmecher. Abia aștept să, să mai facem episoade. Bine, asta dacă o să vă placă. Acum aștept și rezultatul de la voi. Dacă voi dați multe like-uri, eu am să mai fac și episoade de genul ăsta. Special pentru voi. Dar, dar da. Ia să vedem, ia să vedem pe cine prindem pe aici și a. Am făcut rus. Bă, dar asta e cea mai profanoagă armă, sincer, dintre toate. Ce? Aia care aveai tu. Trage cu ceva roz. Ce? Am 6 kill-uri, ce vrei să spui cu asta? Da, mai știu, dar eu nu pot să trag cu ea, nu știu, nu-mi place. Bombița aia e mai ca lumea și dacă spică și cuțitele și alea. Ai mai multe kill-uri de pe server. Observ, nu știu cum. Ai rupt pe toată lumea. A! Mamă. Mamă, a venit cuțitarul pe la spate. Cel mai mare robot din lume. A venit cuțitarul pe la spate. Aoleu, dai numai când boschete. Uite-le. Am fața pe burtică. A, da. Caracterul tău de fapt e înăuntru, știi, în caracterul din și de asta, de asta ai fața pe burtică. Te văd, cred că tu ești, da, tu ești. Ia, hai să ne învârtim, nu facem. Ne învârtim. Eu n-am armă degeaba. Nici eu n-am. Ei, am, dar nu. Ha, bă, ne învârtim, ne învârtim. Învârte-te. Învârtiți-vă, băieți. Suntem în team. Oh. Mă duc să-mi iau armă. Da, oameni buni. Ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să facem astfel de episoade pe viitor, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Nu uitați că și pisica a postat un episod tot astăzi. Treceți pe la ea în vizită și vedeți despre ce e vorba, pentru că e un episod surpriză. Un episod care vă va ajuta enorm pe foarte mulți dintre voi și cred eu că chiar e și super bine. Adică eu l-am văzut deja și mi se pare genial. Așa că da. Treceți pe la ea, dați un like la episodul de azi și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!